Promisiunea episodul 16 Abbas o amenință pe Zumrut că îi va răni pe cei dragi ai ei dacă nu îl părăsește definitiv pe Serhat. Zumrut se întoarce acasă la ea și începe să lucreze cu Cihan la atelierul de olărit. Serhat o duce pe Isic în vizită la Cihan și este neplăcut surprins când o găsește pe Zumrut acolo. El îi spune că a început procedurile de divorț și că după aceea se vor căsători, dar Zumrut trebuie să păstreze distanța față de el din cauza amenințărilor lui Abbas. Deniz semnează actele de divorț, dar nu intenționează să renunțe la Serhat. Serhat îl găsește pe Niazi și el îi spune că Abbas i-a ucis pe părinții și pe unchiul lui, însă pe Azimet nu o s-a de gol, fiindcă ea l-a plătit să nu-i spună de implicarea ei. Serhat vrea să îl ucidă pe Abbas, iar Zumrut merge după el să îl oprească. Suhandan îl părăsește pe Hamid, însă așteaptă ca el să meargă după ea. Hamid îi duce lucrurile și este distant față de ea. Într-o zi, ea îl vede la un restaurant cu o femeie și este geloasă. Hamid este la o întâlnire de afaceri, dar când o observă pe Suhandan privindu-i, se preface că femeia este iubita lui. Deniz îi spune lui Suhandan că acestea sunt tactici ca să o facă să se întoarcă la el. Atunci Suhandan merge să vorbească cu el, însă Canan apare îmbrăcată sumar și o face să creadă că s-a împăcat. Suhandan îi spune lui Hamid că este mai bine să divorțeze și pleacă supărată.